Mazărea verde face parte din familia leguminoaselor asemănătoare cu fasolea, lintea și arahidele. Este foarte hrănitoare, oferind o sursă concentrată de proteine vegetale, fibre și alte vitamine și minerale, precum și compuși vegetali protectori. Mazărea verde aduce o mulțime de beneficii pentru sănătate. Ar putea îmbunătăți sănătatea digestivă. Consumul de alimente bogate în fibre este unul dintre cele mai eficiente modalități de a îmbunătăți sănătatea digestivă. Fibrele sunt esențiale pentru o digestie sănătoasă, inclusiv pentru mișcări intestinale regulate și confortabile. Mazărea este o sursă bogată de fibre. Acestea sunt compuse din până la 65% fibre, inclusiv 10-15% fibre insolubile și 2,9% fibre solubile. Mazărea este o sursă excelentă de proteine și fibre, ambele putând contribui la senzația de sațietate și la controlul greutății. S-a demonstrat că dietele bogate în proteine sunt eficiente pentru a favoriza pierderea în greutate și pentru a încuraja menținerea greutății corporale optime. În general, mazărea poate fi consumată în condiții de siguranță. Cu toate acestea, este posibil ca unele persoane să fie alergice la mazăre. O alergie la mazăre poate provoca simptome precum greață, urticarie, diaree și ast. Dacă sunteți alergic la mazăre, ar trebui să evitați mazărea și toate produsele care o conțin. De asemenea, este important să rețineți că mazărea conține antinutrienți, inclusiv acidul fitic și lectinele. Acești compuși interferează cu absorpția anumitor nutrienți, cum ar fi fierul. Cu toate acestea, gătitul mazărei poate reduce semnificativ conținutul de antinutrienți, făcându-le sigure pentru consum. Relatează adevărul.ro